În liceul teoretic Mihai Stratula din satul Boșcana, raionul Criuleni, de 6 ani funcționează un club de robotică. Aici, elevii descoperă arta construirii și programării roboților pentru a face față provocărilor complexe în diferite medii. E un domeniu fascinant care îi inspiră să-și urmeze pasiunea pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică. În domeniul roboticii sunt de mai bine de 6 ani. Îmi place foarte mult, nespus de mult, această activitate, pentru că oarecum o aduce în copilărie și totodată ofer posibilitatea copiilor să se dezvolte în domeniul ingineriei, științei, matematice, fizice. Deci ce facem noi aici? Ne învățăm prin distracție. Instituția este parte a Programului Național de Studiere a Roboticii Educaționale. În 2023, programul a fost extins, iar liceul din Boșcana a fost una dintre cele 110 școli dotate suplimentar cu seturi LEGO Education Spike de ultimă generație. La clubul de robotică din instituție vin în prezent 2 grupuri de elevi. Cei mici, cu vârsta între 6 și 10 ani, construiesc figurine și învață să programeze. Echipa mare, elevi în clasa 7, 8 și a 9, construiesc și programează roboței, participând la concursuri unde iau premii de frunte. Robotul ăsta. Opriți! În 2022 am venit în clubul de robotică și am participat la primul concurs Fast Lego League Cargo Connect. De atunci m-am îndrăgostit de robotică și tot particip. Acest club de robotică în viața mea aduce multe bucurii. Mereu mă simt mai fericită când vin și văd colegii aici. Mereu mi-a plăcut să vin la școală atunci când am știu că astăzi am robotica. În acest an am participat la First Lego League ediția Masterpiece. În semifinală am luat Cupa Campionilor, m-am bucurat foarte mult și pe lângă aceasta și performanța robotului, locul 1 la robot. Echipele de elevi programează roboței și participă la competiții de robotică, precum First Lego League Challenge Moldova, First Lego League Explore Moldova și Sumobot Challenge Moldova. Noi pentru Sumobot trebuie să facem un robot care atunci când o să aibă un adversar, tot robot, să-l dea jos de pe ringul de bătălie. Am un plan care l-am găsit tot aici în clubul de robotică. Îmi place mult să fac design la orice și deci m-am gândit să mă duc pe design grafic în viitor. Acești copii care stau acum în spate și lucrează, la anul vor fi recrutați în echipa deja mare. Eu la robotică am venit anul acesta. Tot anul acesta am venit cu echipa. Aceasta este roata luminii. Ea luminează tot orașul. Aceasta este o scenă care ea se învârtește. Aici avem un teatru care oamenii dansează, fac trucuri, magie și multe altele. Acolo avem un muzeu decorat cu cristale, decorațiuni, tufe și logo-ul nostru, Master Enigma. Noi în echipă suntem 6 elevi. Eu sunt capitanul echipei. Și mai apoi când vom crește mai mari, ne vom duce în echipă cea mare. Eu sunt constructorul echipei. Construiesc diferite lucruri. Avem discoteca, boxa și mixerul de muzică. Eu am venit cu ideea asta deoarece îmi place să ascult muzică. Muzica cu basuri. În mai, echipa mică a participat la competiția de robotică First Lego League Explore Moldova 2024. Aceștia au fost mentorați de cei mai mari. Noi vrem să ne dezvoltăm, să facem o comunitate în Boșcana, în cercul nostru de robotică, să fie foarte extins, ca să putem atinge culmi mari. În Moldova, robotica are viitor. Programul Național de Studiere a Roboticii Educaționale a fost lansat în 2014 în 6 instituții de învățământ din țară, cu peste 240 de elevi implicați. În prezent, acesta include 270 de cluburi de robotică, peste 650 de profesori instruiți și mai mult de 50.000 de elevi implicați în activități.